Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Despre ce intenționează o anumită persoană la care vă gândiți? Ce intenționează? Eventual vom vedea dacă și acționează. Ce intenționează în relație cu voi în această perioadă? După cum vedeți, aveți deja trei cărți, trei seturi de cărți, trei pietre. Ideea este că în spate, în background, aveți două boluri de apă cu ceară în ele și cu cele două opțiuni. Le-am lăsat ca să vedeți că am făcut deja o etalare foarte specială prin care am încercat să canalizez în timp ce am topit ceară în apă, să canalizez niște mesaje speciale pentru cei care vor să asculte această înregistrare. Însă întârzie, pentru că a apărut o chestie foarte ciudată, veți vedea. Veți auzi, deocamdată trebuie să lipesc videoclipurile și durează ceva, durează. Între timp, aveți de ales între numărul 1, acest jad roșu, numărul 2, am uitat cum zice, dalmațian, da, dalmațian și superbul, ochi de tigru, vedeți ce reflexii superb. Am încercat să asociez cărțile pentru fiecare carte, deci 1, 2 și 3. Bine, a trebuit să fiu și eu mai... 1, 2 și 3. Scuzați îngălăgia. La unele mesaje, la unele cărți sau la unele numere au venit deja mesajele, la altele urmează. Să apară numărul 1. Primul și în primul rând, în timp ce așezam cărțile și setul de, și pietrele, e prima oară când observ această formă ca fiind un soi de inimă totuși. Este o inimă. E și un triunghi. Triunghiul este un simbol spiritual. Și ce simt dacă până acum am simțit că alte interferențe au fost între voi, acum am simțit altfel. Dacă alte terți, părți sau alte personaje au încercat să intervină, să vă separe, simt altceva, că dimpotrivă în această perioadă, eu asta simt, asta transmit, știți bine, în această perioadă este dorința ambilor de a vă apropia și de a construi, de a lipi, să zic cu alte cuvinte, separarea care încearcă alții să o producă. Nu cred că voi sau dacă vreunul a încercat să a pleca sau a încercat să se separe, a fost distras și dezinformat, aș spune. Dar eu văd ca o inimă, ca un triunghi. Triunghiul înseamnă construcție. Am zis, este și o formă spirituală. Mesaje. Interesant ce mai simt. Unul poate e mai mic, altul poate e mai mare. Dar, posibil și asta, nu obligatoriu. Sau iubirea unuia poate să fie mai mare decât a celuilalt. Dar, determinarea, aș spune că este ambilor de a vă uni într-un concept creativ, că trebuie înseamnă creativitate, constructiv și ce mai aud acum, vindecător. Ce a apărut, se interesant, 9 de spade și 6 de cupe. Eventual, o doamnă, dacă vă gândiți la o doamnă, această doamnă, sau poate sunt ei, nu neapărat bărbați, nu neapărat doamne, poate latura lor feminină. Să zic, se stresează, sunt foarte încândurați în legătură cu 6 de cupe. Cu această întâlnire, simt că e o întâlnire între două suflete perechi care s-au mai întâlnit. E vorba și de o împăcare, dacă ați fost separați, 6 de cupe simbolizează și o împăcare. Interesant, iar observ pisica, oameni vicleni. Cineva vă urmărește, relația încearcă să intervină, poate unul are niște tentații. Iar. Da, și cineva se stresează în această poveste. 10 de bâte. Posibil să fie o căsnicie, costicie sau o familie, mare preot, care impune, care consumă pe unul dintre voi. Celălalt pare în putere mentală și spirituală, regina de spade și steaua. Dar detașat. Detașat în sensul că da. Încearcă să se concentreze pe munca și realizările sale
și lasă pe celălalt să mediteze. Interesant, la bani versus dragoste. La ce ții mai mult? Patul de spade. Ia gândește-te un pic. Ții mai mult la bani, la stabilitate, la lucrușoare sau la sufletul tău? Aici este sufletul lor care trebuie să crească. Interesante mesaje, interesante. Să știți că și prezentarea aceea cu ceară este absolut, deci este foarte interesantă. Hai să vedem. O dată, numărul 1, de 2, de 3 ori, ce intenție? Să tăiem 3 de monede. Interesant, apropo de construcție, să se echilibreze și să investească, să ofere reciprocitatea și să construiți relația. Apropo de 3, vedeți? O dată, de 2 ori, de 3 ori. Unde sunteți? Nu. O dată. Știu ce zic. Imediat vă arăt. Fac altă. La capătul setului de cărți, probabil că nu vorbiți și vă doriți să vorbiți. E obsesia cuiva de a spune un adevăr despre problemele sale, materiale, toxice, adicții, obsesie. Vrea să înceapă. Mai ales energia masculină, aș spune, marcat puternic de elemente de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Obsesia de a avea bani, a se bucura de viață, dar este și o dorință de a se trezi, de a se transforma alături, că avem două cărți care vorbesc despre transformare, despre un nou capitol, alături de iubirea vieții sale, împărăteasa și îndrăgostiții. Dar deocamdată, pentru că e valetul de spade care urmărește, studiază, se gândește cum ar putea să rostească toate aceste lucruri. Energia feminină, ce mai simt, această împărăteasă, această femeie superbă, nu musai fizic, cât energetic și spiritual și iar este trei. Încearcă să-și asculte discernământul. Cu alte cuvinte, da, atracție este cu diavolul, dar până nu se rezolvă niște chestiuni care țin de toxicitatea unei altuia, nu prea. Eu asta simt, asta transmit. De-aia am zis că ați fost separați de niște chestiuni. Unde sunteți voi? Unde sunt ei? Interesant. Voi trei de spade. Voi sunteți răniți. Profund răniți. Poate nu doar de acest personaj, dar și de alte persoane. Unde sunt ei? Regina de monede. Se construiesc. Exact ce am zis mai devreme. Dacă energie feminină, se construiesc. Se concentrează pe respectul față de ei, pe stabilitatea pe care, posibil încă nu au, poate pe o afacere din care pot să scoată niște bani și este bine. Unde sunteți voi? Unde sunt ei? Unul dintre voi a comunicat ceva ce a schimbat, interesant cum mă duce gândul la arată norocului, a schimbat întreaga relație. Dacă la un moment dat erați uniți, s-a separat totul. Dintr-o Vedeți? Interesant cum vine mesajul. Este un as de spade invers. Dintr-o minciunică sau cineva nu a spus adevărul în totalitate, a dezinformat și atunci a apărut blocajul. Doi de spade. Ok, pa, pa, te las cu ce ai spus sau cu ce nu spui până... Dar vin din urmă neașteptat. Interesant, turnul a răsturnat viața. Va răsturna viața. Acum poate mai sunt și intervențiile altora, care, hai mă, te iubește, hai mă că femeia asta nu te iubește sau bărbatul ăsta nu te iubește. Roata norocului, mă gândesc la bani, poate la bani, la noroc, la... poate că vrea bani, poate că vrea alte chestii, ați văzut tregele și regina de monede. Și totuși, am zis, împreună puteți să construiți. Unde sunteți voi, unde sunt ei? Ce simt? Ei pentru voi. Exact ce am zis, v-au blocat. Sau se gândesc. Ce fac? Deci ei pentru voi și voi pentru ei. Ei,
Vă oglindiți oarecum. Știți și voi că trebuie să luați o decizie, să faceți planuri. Ce fac? Rămân blocat? Mă întorc în trecut? Sau construiesc, am zis, e o separare, sau construiesc această relație. Însă, ce simt ei pentru voi, se gândesc. Probabil că au nevoie de niște informații. Ce simt ei pentru voi și acum voi pentru ei. Probabil că știți, nu știu, simt. Pentru că voi vă faceți planuri. Trebuie să alegeți și voi, dar la modul nu mental, la modul practic. Planuri de călătorie, că după 2 urmează 3 călătoria distanța. Poate că e distanță între voi și trebuie să călătoriți. O, ce simt? Foarte interesant. Trebuie să vă gândiți și voi foarte bine ce alegeți, pentru că în orice direcție mergeți, puteți să construiți. Însă, la un moment dat, într-o anumită relație, veți întâlni un blocaj mare, greu de trecut. În cealaltă direcție, drumul va continua mult și bine și senin. Bine, senin. În fine, nu cu blocajele alea mari. Ar trebui să clarificăm situația dintre voi în trecut, imediat. Ia uite, cavalerul de monede. Semnul fecioare, capricorn. Dorința unuia de a se implica practic. Dar implicarea aceasta vine mai încet. Vine sistematic. Se gândește bine și în prezent ea. Împăratul. Văd energie masculină. Poate că sunteți voi, poate sunt mai mulți bărbați care ascultă, nu știu. Dar, deocamdată, energia masculină încearcă să fie în control, încearcă să se construiască într-o versiune superioară. Pentru că, dacă vă gândiți la o femeie, aceasta își vede de stabilitatea ei, de rațiunea și respectul pe care orice om ar trebui să le aibă în anumite situații, mai ales dacă a intervenit niște alte persoane între voi. Hai totuși să clarificăm imediat. Clarificăm 3 de spade. Unde sunteți voi? Voi cei care ascultați. Puteți să inversați și pozițiile, dar 3 de spade. Ah, deja au venit? Ia uite. Vreți să vindecați acea comunicare, vreți să aduceți adevărul și să aduceți vindecare în relație. Vreți să cuceriți persoana 6 de bâte. 6 de bâte. Interesant ce mai simt. Poate unii dintre voi simțiți că a intervenit cineva strălucitor, cineva care atrage atenția, a intervenit între voi. În viața voastră, în viața lor, alt mesaj în plus. Însă se dorește claritate. Unde sunteți voi? Pentru că aveți de-a face cu un personaj care e într-o vibrație înaltă, pare, cel puțin așa din ce am văzut mai devreme, pare într-o vibrație înaltă, vreți să aveți victorie, 6 de bâte, victorie, să vindecați, chiar dacă știți că anumite răni se vindecă mai greu, poate aveți răni din trecut care se sensibilizează în această relație. Dar știți că trebuie comunicat adevărul, pentru că și persoana respectivă așteaptă adevărul. Persoana care s-a eliberat. A refuzat diavolul și regele de monede. A refuzat energia toxică, poate prea concentrată pe bani. Acest personaj, vă știți. Pentru că steaua înseamnă și distanță între voi. Care trebuie vindecată, care trebuie parcursă. Și e ceva cale de parcurs, pentru că cine merge către stea? Ori faetonul, ori eremitul. Eremitul care merge încet, încet, încet. Păi n-are mașină, în primul rând. Hai să clarificăm și la ei o dată. Unde sunt ei? De 2 ori. De 3 ori. 10 de cupe. Valetul de monede. Wow. Pe
de o parte, ei cred că voi aveți o familie și un copil, unii. Dacă știți că a fost triunghi amoros, ei cred și își văd de viața lor, de afacerea lor. Se gândesc că poate, da, aveți familie și... Pe de altă parte, unde sunt ei, ei doresc o relație stabilă, fericită și spirituală. Și dacă voi puteți să construiți valetul de monede, valetul, cavalerul, care am zis că unde sunteți voi, unde ați fost, cavalerul, să construiți înspre patru, care înseamnă casă, da? Împăratul și marele preot, bine. Dacă nu, eventual aceste doamne se concentrează pe stabilitatea lor, repet, pe reușitele lor. E distanță între voi. Ce intenționează? Eventual, ce intenționează ei? V-ar dori, am văzut împărăteasa, v-ar dori să vă construiți, să fiți niște persoane, dacă sunteți bărbați, să fiți... Pentru că țin la voi. E un sentiment de bucurie, zice, de cuplu, ba chiar de euforie, țin la voi. Chiar dacă poate, pentru, din punctul lor de vedere, sunteți... Aveți un grad de... Aveți multe de învățat, cu alte cuvinte. Ei vă pot fi ghizi și... Voi sunteți ucenicii. Aveți de învățat. Dar... E vorba ce intenționează, da? Intenționează să fie stabili, de-aia când se concentrează pe finanțe, bărbat, femeie, nu contează. Probabil că sunt nevoiți, unii, chiar dacă sunt femei, sunt nevoite ca să câștige acest vis, că 10 de cupe un vis. De stabilitate financiară, emoțională și spirituală, sunt conștienți că trebuie, sau conștiente că trebuie să muncească din greu. Cavalerul de monede muncește din greu, dar la modul ordonat. Ca să ajungă la regina de monede, ca să ajungă la stabilitate și apoi de la regina de monede la mai mult, la mai mult și ca să muncească, evident, trebuie să acționeze, să fie într-o energie masculină, să-și creeze stabilitate, trebuie să se protejeze, eventual, și mai aud ca și mesaj, bine, aud că da, nu sunt așa, totuși, mă simt. Simt că și energia masculină își dorește să fie, nu musai în control, cât să fie protector. Să protejeze și să crească. Valet, cavaler, împărat. Pentru că regina de monede îi inspiră. Steaua inspiră, regina de spade inspiră la o nouă direcție care poate să vindecă, la o nouă vindece, la o nouă misiune, la... Probabil că vă inspiră și știți că trebuie să mergeți și să comunicați despre acest lucru, că inspirați, că vă inspiră. Să vă vindecați, să vă găsiți drumul, să fiți în autoritate. În viitor, 7 de spade, wow! Ia, clarificăm un viitor. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Doi de monede. Ia uite, 10 de spade și diavolul. Acest masculin toxic se simte la pământ. La pământ. Se simte extrem de rănit. Își dă seama că toxicitatea sa l-a adus la dezastru. Eventual, 7 de spade simt că ascunde acest lucru. Poate a pierdut bani, poate a pierdut energie, poate a pierdut multe. Da, cu 3 de spade și cu 10 de spade, posibil. Dacă nu alege corect, dacă se minte, va suferi și mai mult. Dăm o carte. Ia. Trebuie nici mânasă. Dar roata norocului e conștient că trebuie să schimbe. Și dacă a jonglat, am zis, interesant, de la am vrut să zic cruce, probabil ceva trebuie să moară, să se transforme. Dacă ceva a intervenit între voi și acest personaj a jonglat, știți voi cine, sau voi,
unul dintre voi a jonglat între două situații. Dar nu e vorba că unul s-a concentrat pe bani, pe, eu știu, pe job. Ai nevoie să te concentrezi și pe job, domnule și doamnă, nu? Nu putem să trăim așa într-o euforie continuă. Trebuie să fim totuși cu picioarele pe pământ. Acest personaj, care o fi el, bărbat, femeie, caută totuși lucruri serioase. Și cine vrea să învețe, să crească, e dispus să învețe. Dar... cine s-a mințit sau cine a mințit sau a fugit de adevăr sau... am zis ce un cuvânt s-a spus și totul s-a dus de răpă. Sau a jonglat între o viață neonorabilă, că am văzut diavolul, mincinoasă, prefăcută, ascunsă, Da. Și această, și această întâlnire de destin, pentru că roata norocului înseamnă întâlnire foarte specială, de gradul 10. Da? Acest personaj e conștient că trebuie să aleagă. Mai dăm o carte. Ia, trebuie să se echilibreze financiar, dar trebuie așa să dăm. Și ea e conștient că dacă mai stă în situații ambigue, dacă își împarte timpul, energia cu alte persoane, neapărat cu jobul, nu e vorba doar de job, cu alte persoane, va fi refuzat. Va fi refuzat. Ia uite, pentru că acea mai e. Împărăteasa, femeia divină, vrea moartea manipulărilor, a confuzilor, a altor opțiuni, vrea transformare radicală, vrea renaștere. Și de ce o fi ridicând în vocea? Nu știu. Ce reușiți să faceți? 6 de spade. Eventual, am zis, 8 de cupe. Persoana care simte că e ceva putred la mijloc se retrage. Se duce către alte zări. Și nu neapărat către alte personaje. Dacă aveți de-a face cu un om serios, bărbat, femeie, ce-o fi, oamenii serioși nu se aruncă așa în brațele altora imediat, nu. Își văd, am zis, de reconstrucția lor, de spiritualitate, de alte chestii. Totuși, 6 de spade înseamnă și călătorie. Hai totuși o clarificare dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, judecată. Am zis. Luna. Regele de spade. Dacă sunt secrete între voi, repet, cel mai evoluat își ascultă intuiția, simte că sunt secrete și își vede de drumul său, se eliberează mental. Tace, regele de spade, tace, se gândește, discerne. Sunt două cărți care vorbesc despre discernământ și la mijloc, o carte care vorbește despre emoții, dar despre, nu doar despre emoții, cât și despre lucruri ascunse. Și avem aici 7 de spade, cineva ascunde și celălalt intuiește. Regele și regina de spade. Am zis că, așa, am văzut și regele și regina de monede. Din anumite puncte de vedere, vă potriviți și mental și conceptual, să zic, ca să se potrivească cu monedele, conceptual. Dar, interesant, poate este o mamă între voi, Luna. Poate o mamă, ia clarificăm luna. Puteți să începeți. Să construiți ceva frumos, să vă transformați, să fiți flacă, pentru unii nu obligatoriu flacăra geamănului, dar puteți să aveți stabilitate. Cum am zis mai devreme, aveți flacăre, roșii, pasiune, dar unul trebuie să se transforme, clar. Regele de unul dintre voi trebuie să se trezească că a trăit în niște blocaje, să se vindece de acele blocaje, să se libereze, să se reprogrameze către victorie, că am văzut faetonul și 6 de bâte, și să-și facă curaj. Și curaj, energia asta să o folosească nu doar strict sexual, cât să folosească pentru construcție, pentru creație, pentru că focul este creator. Sexualitatea poate fi folosită ca energie creativă, creatoare. E creativă, vreau să zic, creatoare, da?
Să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vadă ce puternici sunteți împreună, da? Și puteți începe o casă, un proiect, o relație, dar hai să vedem. Luna, totuși, clarificăm luna. Luna, ce face asta? Sper să vă fie de ajutor. Ia uite, asul de bătaie. Poate să fie o tentație, cum am zis mai devreme, oare? Da, pentru unii, chiar la 6 de cupe, să fie o tentație care s-a băgat între voi, o tentație, dar poate pentru unii să fie o mamă cu marcaj în semne de apă și de foc, dar, interesant ce mai simt, și, da, 6 de spade, e un anume tip de detașare mentală, posibil că amândoi încercați să vă detașați de emoțiile, apele tulburea, asta înseamnă emoțiile care vă tulbură discernământul, pentru că amândoi vă gândiți, da. Probabil că a fost o pasiune, o aventură în secret și vă gândiți, măi, ce se poate realiza? Ce facem? Dacă mai sunt și alte persoane? Iau te 3 de cupe, 6 de cupe, 9 de spade. Aș spune că amândoi vă stresați. Cum să faceți ca să manifestați echilibru, justiție în această relație? Că deocamdată, dacă mai sunt și alte persoane, într-adevăr, că se tulbură apele. Însă voi, mai presus de celelalte persoane, vă stresați pentru această nouă dragoste, această nouă pasiune, care vă aduce multă bucurie și multă împlinire. Hai să vedem ce ar vrea să vă transmită. Uite ce au sărit. Imediat. Ce spune această carte? Că în acest moment chiar se gândește la voi. I'm thinking about you right now. Că vă simțiți atât de puternic și gustul și mirosul, probabil că vă e dor de îmbrățișări, de sărutări în cazul în care ați fost împreună. Că dragostea pentru voi, pentru tine, este atât de puternică. Unul dintre voi vrea să se lupte pentru această relație. I will fight for you. Acum, știți voi că lupta aceasta variază. Nu înseamnă musai că trei la bătaie cu toți vecinii și cu toate fostele și foștii, de cu toți foștii și cu toate fostele, nu. Să te lupți pentru cineva înseamnă foarte mult. Dar tehnicile, tacticile sunt diferite. Acum, ce mai văd? Sunt cărți pe care nu le pot așeza, dar există. Că, într-adevăr, se simt vulnerabili, se simt inspirați de această dragoste. Dragostea asta a venit ca un șoc, ca un trăsnet. Îi cracked me up. E nebunit, într-un fel sau altul. E o pasiune nebunitoare, că am văzut și diavolul. E. Dar au fantezii, se gândesc la voi. Dar aici este lupta între emoțiile care, pasiunea aceasta care tulbură emoțional. Și încercați și unul și altul, pentru că văd două personaje, repet, să vă detașați oarecum, să vă țineți mințile, că am senzația că amândoi sunteți cam nebuni în dragoste. Și să vă țineți mințile și să gândiți la modul logic. Ce să fac? Pentru că de schimbat energia, trebuie schimbată energia. Dar, repet, dacă cel care mai are o persoană în plus vine cu același bagaj, va fi clar refuzat, pentru că unul din voi, repet, este plecat pe creștere spirituală de mai mult timp, dar nu de ieri de azi. Concentrați-vă pe pozitiv sfatul. Interesant. Și vorbiți interesant. Într-o ființă, așa simt nevoia să transmit. Probabil că aveți aspecte în geme și în săgetător, unii dintre voi. Ideea este că trebuie să vorbiți. Și se vede chiar de aici. Chiar de la voi, ca zi unde sunteți voi. Trebuie să vorbiți, să explicați că vă doare, că suferiți, că vreți să vă vindecați, că vreți să, eventual. Voi știți dacă vreți. Și să fiți reali. Să fiți reali, să nu ascundeți. Să nu ascundeți. E o relație puternică
Și repet, unul dintre voi are o intuiție, și amândoi aveți intuiție, dar unul și-a exersat-o, unul e profesor spiritual. Asta e cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Deocamdată cam asta e. Intenția este să se schimbe atmosfera. Conștienți de inabilitatea de a decide a celui care este mai jongleur de fel, mai furăcios, făcăcios și ce mai vreți voi să fie cu F. Schimbare de energie. Ar trebui să se ofere reciprocitate și ceva special, interesant cum simți mesajul, ceva special. Cupa asta este mare. Dacă vreți să oferiți, că am văzut 6 de cupe împăcare, trebuie să fie ceva special. Nu să semene ca celelalte cupișoare pe care și unul și altul le-a trăit. Le-ați trăit. Așa. Lăsă înghidată. Așa. Atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți și acest dalmațian. Pentru mine, în timp ce așezam cărțile, acest dalmațian m-a adus cu gândul la scattered. Un soi de haos. Un soi de haos. Care, din punct de vedere estetic, e fain. Un haos decorativ. Dar tot haos rămâne. Tot haos rămâne. Există o completare, un anume tip de completare, dar nu pare că se leagă. E un, interesant, apare 5 de bute. E un conflict, poate să fie și gelozie, într-o așteptare, de niște regrete. Nu, ce apare? Ia uite, doritor să vină să comunice, să vă impresioneze, să o ia de la zero și să vă impresioneze eventual. Să vă cucerească. Cu mesaje sexy, eventual. Mare grijă că o debute poate să fie și atitudinea unui narcisist. Vă cucerește, vă străpunge cu pasiunea și cu mesajele focoase și creative și pleacă. Da. Ia. O dată. Numărul 2. De două ori. De două ori. Ce apare? Da, dorința de iaute, aventurosul. Dorința de a se împăca cu voi, dar mai e o altă relație, o altă casă. Sau hai să zic că dacă ar fi să vă împăcați și ar dori să vă scoată undeva la un eveniment public, la un restaurant, dar 4 și cu 5, se pot crea confuzii eventual. Mă lași, hai să amestec încă o dată. O dată. De două. De trei ori. Unul, doi. Iau, într-un mod impulsiv, comunicare, care să schimbe direcția. Detașarea asta emoțională, răcirea emoțională dintre voi. Capătul setului de cărți, 3 de bâte, 2 de bâte. Planuri de viitor, planuri să vină, să creeze ceva, să comunice. Planuri de comunicare la distanță sau 3, 2, 3 și 4 am văzut. De a veni și de a crea stabilitate. Pentru că se simt părăsiți. Și în aceasta sau poate au probleme în cuplu sau poate au, nu știu dacă financiară, poate unii, dar se simt părăsiți, simt că dacă ei v-au părăsit, au ales greșit. Dacă voi ați părăsit, se simt singur, fără voi, în frig. Și totuși, această separare, această lipsă de comunicare, îi fac să simtă dragoste. Interesant. Cu alte persoane se simt în frig, în ceață, față de voi simt dragoste. E o situație la distanță. Dar acest personaj v-a manipulat, v-a mințit. Eventual, dacă știți că aveți de-a face cu un personaj, vrea să încerc, vrea să lase, da. Marcaș puternic în gemeni. Um.
Sau s-a simțit manipulat? Versus, uite, manipulatorul versus persoana sobră, principială. Regele de spade mai totuși. În fine, hai să vedem unde sunteți voi, nouă debute, unde sunt ei? Marea preoteasă. Vedeți, aveți a face cu o mare preoteasă, unii? Poate. Marea preoteasă. Aș spune din partea voastră că este o determinare de a trece peste blocaje. Întâmpinați niște blocaje care pot să fie și din spre persoanele cu care aveți de, persoana cu care aveți de-a face, și, adică în relație, dar și cu alt fel de blocaje. Dar e un anume tip de determinare. Chiar dacă pare greu, vreți să fie ceva. Ei, marea preoteasă. Dacă e femeie, e într-o energie... Pare energie înaltă, dar o să clarificăm. Totuși, o să clarificăm. Ei vorbesc mai puțin și ascultă. Aha, interesant. Ei ascultă, urmăresc semnele. Aha, mersi. Urmăresc semnele. Ce simt ei pentru voi, cavalerul de cupe? Ce simțiți voi pentru ei? 10 de spade. Vă simțiți răniți? Că v-au blocat? Simțiți că v-au blocat? Și vă simțiți răniți? Dar vreți să renașteți, vreți să treceți de această situație. Interesant, vedeți, e cineva la pământ și apoi cineva care se sprijină de o bâtă. Cu alte cuvinte. Păi, vreți să rezistați, chiar dacă v-ați simțit răniți, e o determinare. Cel puțin asta simt ca și mesaj. Ei simt, să știți că simt simpatie cu cavalerul de cupe și marea preoteasă. Intuiția le spune că va fi la un moment dat o comunicare între voi. Ce simt ei pentru voi. Și simt că voi veți veni spre ei să exprimați niște lucruri. Adică și când marea preoteasă știe. Acum puteți să inversați rolurile, dar mai degrabă pozițiile, dar hai să vedem totuși nouă de spate, de bâte. Ia uite, eremitul, e tăcere între voi. Vă gândiți cum să treceți blocajele. Sunt conflicte. Poate e o familie, poate e un public. Sunt multe lucruri de vindecat, stres mare, nouă de spade. Iar aventurosul și împărăteasa, posibil pentru unii dintre voi aveți de-a face cu un bărbat aventuros și voi sunteți conștiente de valoarea voastră. Nu e vorba să fiți bogate. Dar sunteți conștiente, de-aia știți că meritați eventual scuze, de-aia aveți simpatie, empatie. Cavalerul de cupe oferă empatie. Dar e și stres. Poate... Interesant, din categoria blocaje să fie și o mamă, să fie și o familie, să fie și publicul și concurența. Cu alte cuvinte, sunt multe lucruri de vindecat. Mai dăm o carte. Nu, de putem. Ia uite, 5 de spade. Eremit. Eremitul, am zis mai devreme, 5 de cupe. Am văzut 7 de spade și magician. Dacă știți că ați ascuns niște lucruri sau că v-ați lăsat influențați de cine nu trebuia și ați renunțat la această relație, v-ați lăsat influențați de familie, de prieteni, de eu știu de cine, regretați. Și acum analizați. E tăcere între voi și tăcerea aceasta pare să fie lungă. Eremitul merge către stare, un drum lung pentru că merge pe jos. Nu ca faetonul cu mașinuța. Merge pe jos. Dar e determinarea de a sta în picioare, de a găsi soluții, de a... De a o lua de la zero apare. Dincolo de rănile care sunt.
Eu determinare cu regele de bâte și nouă de bâte. Eu ambiție, este pasiune chiar. Acum unde sunt ei? Hai să vedem. Ah, ce mai simt? Stați un pic. În această tăcere, da, aș spune că vă e dor și unuia și celuilalt cu 5 de cupe. Lor le este dor. Dar regretă că la un moment dat comunicarea a fost conflictuală într-o anumită formă. Zic anumită formă pentru că variază. Și dacă vă veți reîntâlni în același concept mental distorsionat, sunt dispuși să blocheze. Iar simt să rămână. Da, ok, vorbim, dar să nu-și deschide sufletul. Mesaje și mesaje. Hai să vedem. Marea preoteasă. De două ori. Apare ceva? Ce apare? Doamne, marele preot. De trei ori. Da, acești oameni țin la voi în continuare, însă. Și-și fac griji. E interesant, apare faetonul invers. Își doresc independență, dar nu pot să vină înspre voi. Însă pun carta normală. De ce? Ori din cauza că se apreciază și știu valoarea, chiar dacă apreciindu-te și știind valoarea nu înseamnă că nu-ți faci griji pentru celălalt, nu înseamnă că nu ții la ei, dar dacă cineva trebuie să crească spiritual și încă nu poate, iar. Poate pentru unii să fie și o mamă, cum a zis mai devreme, probleme cu mama, poate o mamă bolnavă, o mamă la pat, există și mesajele astea. Însă, această mare preoteasă și mare preot își dorește o relație matură, vrea să crească spiritual, poate că în tăcerea și în creșterea sa personală mai iese în public și mai învață, mai ghidează. Dar ține la voi și își dorește ca lucrurile să fie văzute dintr-o altă perspectivă. Poate că și visează, poate că... Iar e conștientă că dacă ar fi să aștepte stabilitate în această... Ar trebui să se sacrifice foarte mult, ori voi, ori ei. E chestiune de sacrificiu pentru a păstra un anume tip de stabilitate în această situație. Sunt mesaje și mesaje, nu știu pentru cine sunt, dar sunt. Ce simt? Unii dintre ei, hai să mai vin cu alt mesaj, unii dintre ei ascund o familie în care s-au sacrificat și în care au fost învățați să fie reținuți. Reținuți emoțional. Hai să vedem unde ați fost voi. Ia uite, doi de cupe invers. V-ați recunoscut, dar n-ați apucat să comunicați, am senzația. Împăratul interesant și la numărul 1 a apărut în aceeași poziție. Energia masculină își dorește foarte mult controlul. Vrea să fie în control. Două suflete perechi care n-au apucat să se bucure prea mult pereche, da? Prea mult de această întâlnire, eventual din cauza că au intervenit alții 5 de spade, din cauza că s-a comunicat într-un anume fel, poate a fost un orgoliu al unuia. E interesant, ia clarificăm de decupe. Invers în trecut. Regina de spade s-a comunicat un adevăr. Cineva și-a ascultat judecata, discernământul și a comunicat. Și regina de
Știi ce simt? Simt că unul dintre voi a fost prea logic, altul prea emoțional. De-aia am zis că vă completați, dar nu ați reușit să... Judecată. Unul s-a simțit... Oh, da. Unul s-a simțit judecat și altul și-a ascultat intuiția. Mai dăm o carte pe judecată. Ia uite. Valetul de bâte. Deci a fost o comunicare în care ați comunicat, eu știu, atracția care este între voi, dar unul a considerat că celălalt este imatur, că am văzut magicianul și șapte de spade, imatur, și ar cam trebui să crească, și celălalt s-a simțit judecat, celălalt mai sensibil, mai emoțional. Nu zic că celălalt nu e sensibil, pentru că sunteți două suflete perechi, dar unul își ține... Și mintea și emoțiile în control ar putea să fie această mare preoteasă și mare preot? Ar putea, depinde, vedeți cum vă așezați mesajele, unde sunteți, ce și cum, da? Se putea manifesta în trecut, se putea manifesta ceva nou dacă alegeați adevărul și vindecarea. Între timp, unul a ales materialul, asta simt. Și lupta pentru un nou proiect, pentru stabilitate financiară, păi asta aud, asta zic. Și când aud, nu aud ca la spitalul de nebun, să știți. Împăratul. Aș spune că este dorința ambilor de a fi în control, de a fi stabili. Însă fiecare manifestă diferit, ca și aici. Hai, totuși, dă-mi... Dă-mi o carte. Ia uite, 8 de cupe. Distanță între voi. Ia uite, temperanță inversă. Am zis, unul s-a detașat pentru că a simțit că celălalt nu este în echilibru. Iar 2 de cupe invers. A simțit că este o nebunie, că este o nebunie, o dezamăgire. 6 de cupe. Da, v-ați recunoscut, dar această întâlnire între două suflete aduce conflict, aduce dezamăgiri, eventual din niște motive financiare. Poate mai sunt alte motive. Proiecte, contracte sau chiar alte persoane în viața unei altuia. Nouă de cupe. Ce intenționează? Nu, de cupe dă bine, dar hai să și clarificăm. Totuși, arată bine, dar până nu clarificăm, nu aș vrea... Acest cavaler vrea să investească, poate chiar financiar în voi, dar voi s-ar putea să fiți totuși cu garda sus. Unul dintre voi e cu garda sus. 7 și 7. Interesant. În acest an se produce o întâlnire în cazul în care nu v-ați mai întâlnit de ceva timp. Unul este foarte atent pentru că există un anume grad de egoism. Da, ești tot ce mi-am dorit, 9 de cupe. Dar din ce punct de vedere? Al reginei de cupe care are inima deschisă, vulnerabilă? Sau al celui care își acoperă inima și se concentrează pe satisfac. Adică din ce motive sunt eu tot ce ți-ai dorit? Faptul că te simți bine lângă mine este un motiv? Poate, repet, poate să fie motivații narcisiste. Și celălalt să fie defensiv. Intenția este să se împlinească un vis. O speranță. Nouă de cupe înseamnă speranță. Dar... Repet. Iar apare cavalerul și 7 de monede. Justiția. Vrem dreptate. Vreți dreptate. Cine vine cu dreptate, ok, în echilibru. Nu mai vrem nebunii. Nu vrem musai pasiuni nebune. Nu. Atracție este. Dar mare grijă să nu transformăm atracția într-o nebunie.
celălalt o vede pe femeie într-un mod extrem de atrăgătoare. E aproape nebun în dragoste, dar e destul de sobră. Interesant, și amândoi au o floare în mână. Au creativitate, au speranță. Însă ea are o forță. I-a zis, folosește regina de bătă în acest concept. Iar se cunoaște. Își cunoaște și pasiunea și sexualitatea și creativitatea. Și da, e ca și cum, măi, ok, te-ai îndrăgostit, știu că e normal, o să-ți treacă sau, da, stai, se mai îndrăgostește lumea de mine, ceva de genul ăsta, regina de bâte. Dacă vrei ca această întâlnire foarte specială, într-adevăr, vrei să se manifeste, trebuie să comunici în adevăr, echilibrat, nu ca nebunul, adică, dai, totuși, nu vii la o regină, da, aia, să zic, cel care știe că a riscat și că a fost mai zgubi, mai necontrolat, trebuie să învețe controlul în sensul frumos al cuvântului. Asta simt, asta transmit. Ia. Valetul de spade. Ce reușiți să faceți deocamdată vă posibil să vă urmăriți unul pe altul, să vă ascultați talări de tarot, să vă urmăriți Facebook-ul, dar mai dăm o carte totuși. Să vedem dacă e chiar așa sau poate să fie și o scurtă comunicare. Se dorește oricum comunicarea. Să vindecați conflictele, geloziile. E distanță între voi și sunt mulți oameni care se bagă, dragii mei, și în viața voastră și în viața lor. Se bagă, mai dăm o carte. Valetul de spade. Clarificăm valetul de spade. Ce reuși? Ia uite, patru de cupe. Asta e. Iar cine știe că vine imatur și cu bagaje, cu conflicte, cu gelozii, va fi refuzat. Asta e. Nu vrem conflicte. Altfel, acceptăm, dar suntem selectivi. Pentru că, ia uite ce, se simte miroase a toxicitate, miroase și a pasiune, dar, dragii mei, luna, diavolul și șase de bâte, aici este un narcisist. Nu cred că sunteți voi, că narcisiștii nu cred că au timp de tarot. Nu știu. Sau poate, nu știu. Dacă e vindecabil, dacă e în faza incipientă, poate că e un anume tip de egoism, de mândrie, șase de bâte, de orgoliu. Hai să nu mai vorbim musai de narcisism. Este și mândrie. Este și mândrie, este și obsesie că celălalt e atras de public, că e o chestie. Și este ascuns această pasiune, această obsesie. Mesaje și mesaje pentru cine o fi, o fi. Dar ca intenție, intenția este să se comunice. De realizat, eu știu, dacă, repet, dacă vine acest personaj, iar trebuie să vină politically correct, cum am zis, politically, justiția, cavalerul de spade și justiția. Trebuie să fie în echilibru. Trebuie să fie vindecat de gelozii, de conflicte, de bagaje, de concurență, de terțe 11.000 de părți. Și nu contează dacă personajul este public, dacă personajul atrage atenția, nu contează. Deci vrem comunicare vindecătoare, vrem comunicare clară, vulnerabilitate. Dar vreau să vă mai transmit acest personaj. Interesant. I feel you so strongly. I can taste your smell. Că vă simte foarte puternic, vă simte mirosul, vă simte gustul. Poate că unii dintre voi v-ați salutat eventual. Interesant. I can feel your energy all around.
Unul dintre voi vibrează energie înaltă. Cu marea preoteasă și cu marele, aș putea, și marele preotă aș putea să spun că unul dintre voi este spiritual și nu are nevoie de dezechilibre, de suflete pereche care încă mai au foarte mult de... No matter who you are, știi? I see myself in you both. Interesant. Văd în tine și laturile, și aspectele mele pozitive și aspectele mele negative. Interesant. Poate aveți de-a face cu un suflet, cu o flacără de amână, suflet pereche, în care vă oglindiți niște lucruri care trebuie să vindecate. Astea. Băi, băi, băi. Interesant, îmi pare rău că am reținut dragostea ta pentru tine. Îmi pare rău, interesant. Interesant, unul dintre voi, ei, probabil că se simt, se văd îmbătrânind și având copii cu voi. Cel puțin asta v-ar spune. Acum rămâne de văzut cât de sincer sunt. Că am văzut că unii ar spune orice doar ca să câștige. Da, uite, celălalt ce, I want truth. Vreau adevărul, vreau adevărul, nu vreau. Da, adevărul, nu vreau. E o relație la distanță. E o relație la distanță. Long distance relationship. Băi, 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 băi. Curățăm cărțile. Mesaje. Sfaturi. Încercați să iertați. A venit cartea invers. Unul dintre voi iartă destul de greu. Și ce? Fiți deschiși la schimbare. Adică nu stați să sperați multe în această situație. Sau dacă vreți să schimbați, iar, ați văzut mai devreme care sunt soluțiile. Onorați-vă sentimentele și îmbrățișați-vă viața. Iar, țineți-vă mintea clară. Păi, țineți-vă mintea clară, cum am zis mai devreme. Posibil, repet, unul ascunde o familie mai cu probleme sau restrictivă. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dacă vreți să ascultați etalarea cu canalizarea pe care am făcut-o cu ceară și apă, urmează să o descarc, că am dat o ritesc, se ripește greu și cam asta este. Cam asta este. Cei care ați ales numărul 3 cu această ochi de tigru. Ochi de tigru înseamnă plexul solar foarte puternic, protejează plexul solar. Cine nu are încredere, ar trebui să lucreze cu această piatră. Rămâne de văzut ce legătură are cu plexul solar, cu încrederea. Cu încrederea. Poate iar unul dintre voi este... Hai, stai că au venit niște mesaje. Ia uite, îndrăgostiți, mi-aduc aminte, da? Ia uite, foarte interesant. Îndrăgostiți, e o poveste de dragoste. În care, interesant, este o femeie împărăteasă și eremitul. Marcaș puternic în gemeni, în fecioară, în taur sau balanță. Nu obligatoriu, dar ca și case. Casa șaptea, casa șasea, a opta, a noua, a treia, în fine, whatever. Deci este o femeie care își cunoaște valoarea, care crește, a crescut spiritual, a trecut prin multe blocaje pe care le-a vindecat și a înfruntat demonii. Celălalt acum urmează în această poveste, pentru că interesant, sunt doi oameni spate în spate. Energie feminină și energie masculină, aș spune. Energia masculină este obsedată. Sau în ce sens obsedată? Wow, alt mesaj vine. Vin multe mesaje. În primul și în primul rând trebuie să-și depășească niște programe mentale legate de femei. Că femeile sunt victime sau sunt vulnerabile, nu sunt atât de puternice. 2. Posibil trebuie să se dezlege de un
nu obsesie, o legătură karmică cu o altă femeie. 3. Acest personaj se gândește în tăcere, trebuie să-și înfrunte demonii, dar să-și găsească steaua, misiunea. Probabil că inspirați cu împărăteasa. Această dragoste inspiră, nu doar tentează și inspiră, dar posibil că a început printr-o tentație, că mi-atrage atenția în mod deosebit mărul. Printr-o tentație, dar are ca scop altceva, apropo de plexul solar, dezvoltarea încrederii și a unuia și a celuilalt în voi. Acest personaj, eremitul, zodia fecioară, dar nu obligatoriu, care are de crescut, are de descoperit, ar vrea să vă țină lângă ei, ar vrea să vă lege. Pentru că voi sunteți libere, frumoase și atrageți atenția, ar vrea să vă lege, să vă aibă doar pentru voi, pentru ei. Ce mesaj foarte concentrat. La capătul setului de cărți, da, tu e împăratul. Acest personaj ține foarte mult la voi, vrea să vă ofere ceva, vrea să vă protejeze, vrea să fie în control de dragul vostru, să fie egal. Oh, împăratul și împărăteasa să ajungă să vă priviți de la egal egal și să construiți această relație. Și să construiți această relație. Numărul 3. Ce intenționează față de voi? Să vedem. Poate acesta e mai activ că e plexul solar. Poate are încredere. Uf! Valetul de bâte vrea să comunice. Zero. Și de la zero să comunice. Un adevăr. Că vrea să se transforme. Că vrea să fie principiat. Să fie sober. Cu mintea clară. De două ori. De trei ori. Iar nu mă lasă, iar nu mă lăsa să mai cerci. Dar deocamdată încă nu știu ce să aleagă. Dar va alege cât de curând, să zic, nu știu. La un moment dat va alege să vină faetonul. Să vină înspre voi. Pentru că deocamdată este mare dezamăgire, suferință. Vrea să vină. Faetonul înseamnă victorie. Un personaj, e împăratul. E, dragii mei, e împăratul pe care l-am văzut mai devreme. Faetonul nu-i condus de oricine. Da? E un jeep, nu mă pricep la rândul de mașină, un jeep puternic condus de un bărbat puternic. Dar trebuie să aleagă. Pardon, cine m-a pus? Cine m-a pus? O să clarificăm imediat. Din obișnuință. Să nu uitați să ascultați, dacă vreți, prezentarea pe care o să o fac. Deocamdată o lipesc videoclipurile în care am canalizat prin lumânare și apă. Dacă vă face plăcere. La capătul setului de cărți, 10 de bâte. Ma, au fost niște jocuri mentale. Jocuri mentale, poate alții s-au băgat invidioși între voi. Dar văd o femeie foarte puternică care știe să-și pună granițe personale. Da? Ok, practic jocuri mentale? Pa! La revedere, 7 de bâte. Nu cu mine. Nu cu mine. Atracție foarte mare, probabil consum de energie în această atracție, însă 5 de spade înseamnă conflicte verbale, mentale. Ia uite, sunt 3 persoane cel puțin. Măști, interesant, în aceste de cărți apare cu mască. Și chiar cu coarne. Păi, un stil de gândire și de comunicare conflictual și ascuns. Unde sunteți voi? 4 de bâte. Unde sunt ei? Temperanța. Interesant. Ei sunt la 4 de bâte. O să clarificăm. 4 de bâte. Ei sunt acasă. Încearcă să fie în echilibru și voi. Patru, e una dintre cele mai frumoase cărți, 4 de bâte, să fie în echilibru. Se văd, aș spune că se văd cu voi acasă. Poate își aduc aminte de momentele frumoase sau poate își doresc o întâlnire, să ieșiți la dating, să ieșiți la întâlnire. Dar o să clarific, să vedem. Temperanța.
Voi încerca să vă vindecați, pentru că ceva a fost, să vă echilibrați, să vă stăpâniți. Unde sunt ei? Unde sunteți voi? Ce simt ei pentru voi? De regina de monede. Ce simțiți voi pentru ei? Judecata. Că pot să renască, că se pot transforma. Că a trebuit să-și asculte intuiția, nu să practice jocuri mentale, nu să se lase influențați de alții, ci să se lase influențați de îngeri și de intuiție. Ce simt ei pentru voi? Iau, de patru de bâte și regina de monede. Că sunteți o femeie stabilă, valoroasă, care vă respectați, care sunteți creativă, vă concentrați pe temperanță, pe echilibrul vostru și pe casa voastră, dar și-ar dori casă cu voi. V-ar dori pe voi acasă, pentru că voi sunteți, le oferiți stabilitate și bucurie, dar în mod special stabilitate. Situația dintre voi. Șapte de spade. V-au mințit. Poate că și voi v-ați lăsat mințite sau mințiți. Unul s-a autosabotat, altul a sabotat. Șapte de spade. Mincinosul, fugăciosul și ce mai vreți voi să fie cu fiul. În prezent, regele de bâte. Pasiune mare. Am zis că vă consumă această pasiune. Dar, ia uite, regina de bâte. E perechea voastră, regele, regina de bâte. Dar această... Da, sunteți puternici împreună, dar această femeie știe să pună granițe personale în fața celor care practică 7 și 5 jocuri mentale, strategii, nu spun adevărul, măsluiesc, dar a trebuit să vii să-și ceri scuze, să comunici ceva, da, dacă te trezești un pic. La realite. Cum era așa? Pasiune mare. Aș spune determinare. Acest personaj apare, iar interesant și în această etalare, apare central energie masculină. O să clarificăm. Hai să clarificăm. Patru de bâte. Ia uite, regele de spate. Ia uite cum plăt cărțile. Regele de spate. Vrea să comunice. Corect. Nu mai vrea să minte, vrea să comunice corect. Ce? Să spună că este foarte atrasă. Vrea să manifeste. Vreau să vină să vă cucerească, să manifeste un nou început, să muncească. Ia uite, regina de spade, pentru că... Regele și regina de bâte, regele și regina de spade, pentru că știe că voi vedeți dincolo de ascunzișuri, de minciuni, de... Nu știu dacă e vorba de manipulări, de secrete, de mistere. Vedem o carte. Și 10 de bâte poate să fie un personaj care se implică cu toată energia, pentru că au energie... pentru a crea stabilitate. Vor să fie corect. Cu regele de spade, aș spune că vor să-și dorească acest lucru. Hai, mai din parte. Unde sunt ei? A venit ceva invers, ia. Ba nu. Regina de... Cine a fost și ei? Marea preoteasă. Nu știu. Marea preoteasă. Vedeți unde sunteți și în ce poziție puteți să inversați pozițiile. Dar Marea preoteasă. Ups. Poate unul dintre voi, cel care e aici, ascunde multe responsabilități acasă. Da, în principiu se arată în public, aș spune, în public. Oameni stabili, dar voioși. Însă ascunde multe responsabilități. Și ce mai ascunde? Ascunde și multă pasiune și multă implicare în general și acasă și în această relație. Ascunde, nu se vede. Și ascunde o minte brici, ca regele de spade. Ascunde o minte brici. O minte principială. Totuși. Chiar dacă, poate unul dintre voi n-a vrut să vadă cât e de isteț, cât e de... Na. Și celălalt n-a vrut să se vadă altceva, eu știu. Ceva, v-ați mințit. V-ați... Așa, hai să... Poate ceodată, dar are... Ah.
Acest personaj este dezamăgit sau dezamăgită de faptul că nu s-a comunicat ceea ce se simte. Deși aș spune că amândoi vă doriți stabilitate, amândoi țineți unul la celălalt într-o anumită formă. Ia, temperanța. Valetul de spade. Spânzuratul și faetonul, da? Dacă sunt ei, au de vindecat niște chestiuni din trecut, eventual, între timp, vă urmăresc, ar vrea să comunice că văd lucrurile altfel și că vor să se elibereze de stagnare, de karmă, de așteptare, de amânări și să vină faetonul, să vină înspre voi. Sau să marcați o victorie în această relație. Pasiune este. Dar această întâlnire trebuie să fie corectă. Justiția, uite, justiția și asul de spade. Știu că trebuie să aleagă comunicarea corectă, frumoasă și pasională, pentru că nu s-a comunicat. Ia să vedem de ce nu s-a comunicat. Șapte de spade. Interesant, acest personaj fuge cu 5 de spade. Dați în urmă să vedeți mai devreme, a fost 5 de spade, dincolo de 10 de bâte, parcă. Da. Deci, cu alte cuvinte, unul dintre voi e dispus să se implice, dar numai dacă există adevăr între voi. Da, e nevoie de transformare. 7 de spade, o dată, de două. Șapte de monede și asta vrea să iasă. Patru de cupe. Pasiune nebună o fi fost între voi asul de bâte. Dar unul vrea nu doar pasiune, vrea și dragoste. Și dragostea a fost refuzată. A fost preferat, să zic, mai mult sexul sau atracția fizică este mai, cel puțin a fost mai mare pentru acest personaj, pentru energia masculină. A fost mai mare atracția fizică decât conexiunea emoțională. De-aia am zis că voi, dacă sunteți aici temperanța, care sunteți în stare să echilibrați, să le umpleți sufletul, v-ați dori să vă împăcați sau să se transforme, să renască, să-și asculte sufletul, intuiția, asta v-ați dori. Și în ambele cazuri, vreți stabilitate. Și dacă ați fi aici, intuiția vă spune, repet, că se poate ceva stabil, se poate crea stabilitate, dar în adevăr. La capătul setului de cărți, justiția, adevărul, iată. Trebuie renunțat la griji. Unul dintre voi și-a făcut foarte multe griji, pentru că mai erau alte persoane. Iată o situație foarte, foarte toxică, iar diavolul. Și magicianul. Poate unul dintre voi are în preajmă oameni manipulatori. O fostă manipulatoare, asta aud. Și din cauza asta n-a putut să primească dragostea, obișnuită cu alte toxicități. Însă, șapte de monede. A fost un anume tip de așteptare între voi. Unul dintre voi a așteptat. Ar fi vrut să investească. Ar fi vrut să ofere dragoste și vindecare. Dar s-a manifestat mai degrabă pasiunea. Eventual, între voi, a mai apărut iar pasiunea asta. Dacă o fi fost alte părți, nu simt că ar fi fost alte aventuri, cât mai degrabă comunicarea altora, faptul că un fost magicianul comunică manipulator, comunică toxic. Cred că totuși asul de bâte este al vostru. Începutul este al vostru. Dar s-a refuzat dragostea. Nu pasiunea. Adică cu alte cuvinte, da, ok, friends with benefits, ceva de genul, ne culcăm, dar fără implicare emoțională. Și între timp, probabil, că s-a descoperit altceva. Ia, hai să vedem în prezent.
În prezent, regele de bâte. Regele de bâte, iar atras în continuare sexual. Simt nevoia să-l clarific măcar în fiecare dată. De două, iau. Mai, sexualitatea care este între voi îl vindecă, îl crește, îl transformă. Steaua și regele de bâte. Și asul de bâte, interesant, steaua lângă asul de bâte. Dacă v-ați îmbrățișat, v-ați sărutat, v-ați culcat unul cu celălalt, cel care este mai stabil, mai evoluat spiritual, poate să-l vindece pe celălalt de autosabotaj, de chiar de foștii fostele toxice. Da? Apropo, și vorbim de foștii soft, iau-te. Cineva că tot încearcă să-i distragă atenția. Cineva oferă lumină și cealaltă persoană, iau-te, o femeie oferă lumină unui bărbat și mai e o altă femeie lângă acest bărbat, probabil, care practică chestii nasoale. Sau poate își folosește copilul ca să manipuleze sau vorbește într-un mod manipulator sau e egoistă, sunt multe. Însă, în prezent, acest personaj își dorește să se vindece alături de voi, asta văd. Iaute, un eveniment neașteptat se va întâmpla în această, la un moment dat, nu în prezent, în următoarea perioadă. Hai să vedem ce. Eveniment neașteptat, turnul. Care picam turnul. Intenția este să ce? De două ori. De trei ori. Nouă de bâte. Regina de cupe și 10 de cupe. Wow. Dacă e separare, a venit o separare bruscă, turnul am senzația în acest moment că a fost o separare între voi. Aș spune că personajul la care vă gândiți este determinat să stea în fața tuturor blocajelor, pentru că simte dragoste, simte că voi sunteți regina de cupe, regina de monede, fericirea lor. Dar e nevoie de transformare, e nevoie de detașare, de imaturitatea sexuală, de trădări. Trădări poate și la locul de muncă, de programele mentale. Mai dăm o carte pe nouă de bâte. Cum vrea să fac acest lucru? Pentru că nouă de bâte e determinat, ok. Dar cum? Nouă de bâte. Să ofere reciprocitate? Să blocheze persoanele care sau persoana respectivă care s-a infiltrat între voi. Da, și să vină. În sfârșit o carte care reprezintă acțiunea. Să facă lumină. Și să ofere dragoste. În ce sens? Să vă vindecați, să comunice ce a descoperit. Eremitul a descoperit ceva. În această... Am mai văzut eremitul? Parcă l-am mai văzut la început. În această tăcere, acest personaj a descoperit ceva, a înțeles ceva, a înțeles că voi sunteți dragostea, iau-te, doi de cupe, regina și asul de cupe. Cu o dragoste mare se trezește în ei. Că voi vindecați și sexual, dar încep să simtă dragostea pe care au refuzat-o. Cu gândul la o altă relație karmică în care au muncit financiar, au oferit financiar și n-au primit prea mult în schimb. Probabil relația despre care am zis, fostul, fosta. Lasă în urmă acest 6 de monede, acest dezechilibru. Dar aici este determinarea. Și să ofere asul de cupe către regina de cupe și să fiți fericiți. Cam asta e intenția acum, eu știu. Eu tăcere, sunt regrete, e un sentiment de abandon. Unul s-a concentrat pe niște opțiuni toxice. Hai să vedem totuși ce se întâmplă acum. Trei de bâte. Își face planuri de viitor. Își place, face planuri de călătorie. Eventual, unul speră să vină și celălalt trebuie să vină. Cam așa se întâmplă. Ia mai dăm o carte. Va fi comunicare. Wow, nouă de cupe.
Nebunul. Și cavalerul de cupe. Da, va comunica. Va comunica ce a înțeles, de ce se eliberează, ce a descoperit. A descoperit că iubește 9 și cu 10. Că vrea să fiți împreună. Că vrea să o luați de la zero. Că vrea să lase în urmă, interesant ce frumoasă carte, da? Să vrea să lase în urmă umbrele. Umbrele. O viață în umbră. În cenușă. E chestiunea de Phoenix, de renaștere. Sau persoanele care l-au ținut în umbră și vrea să iasă în evidență. Vedeți, e iarnă. Interesant, poate va fi iarnă. Poate e în această iarnă. Vrea să intre în lumină, să trăiască o viață pură, imaculată. Interesant mesaj. Interesant mesaj. Hai să vedem alte mesaje de la ei. Ce a apărut? Ce zice? Ah, interesant. Acest personaj se vede îmbătrânit lângă voi și având copii. Interesant, exact ce am zis mai devreme. Se vede având o familie. Se imaginează, visează că puteți să aveți o familie. Cum ar fi să aveți I love your eyes. Dacă aveți ochi frumoși, nu știu. I feel your passion. Nu, I feel passion for you. Da, evident, la cât foc, câte bâte, da, simte pasiune pentru voi. Îi plac foarte mult ochii voștri. Alte mesaje, ce zice asta? Toată ziua se gândește la voi, nu știu, nu înțeleg de ce, probabil aici stă și se gândește eremitul. Da, de ce? Da, de ce? În tăcere, unul dintre voi. E tăcere între voi, cu Marea Preoteasă și eremitul e tăcere. Dar nu o să mai fie, la un moment dat nu o să mai fie, pentru că începe ceva nou. Mesajer? Sau stai și te gândești? Stai și visez. Ia uite, exact, interesant. This silence is killing me. Această tăcere mă termină. Da. Vrea să vindece tăcere. Ce zice? Își dorește foarte mult să vă mângâie prin păr. Ar da orice să vă mângâie prin păr în acest moment, că se gândește tot timpul la voi. Hai să vedem alt mesaj, sfaturi. Curățăm. Curățăm cărțile. Cineva vrea să cumpere ceva. Am zis, nu să curăț, am zis cumpăr. Probabil cineva vrea să cumpere ceva pentru voi. Vrea să vină cu un cadou. Interesant. Go deeper. Luna în Scorpion, poate că cel puțin nu aveți Luna în Scorpion, oricum. Go deeper. Eremitul se duce și investigează ce simte și descoperă. Păi stai, că eu de fapt am refuzat dragostea vieții mele. Da, pasiune e, dar nu e vorba doar de pasiune. Ia uite ce sare. Ia uite, go wild! E nebun. Nebun, go wild. Trebuie să se relaxeze cu ea razna. Am zis, această tăcere, și e nevoie de tăcere ca să înțeleagă unul dintre voi. Trebuie să treceți de insecurități, apropo de plexul solar, și să vă faceți timp pentru dragoste și față de voi înșivă. Pentru că cine a avut un personaj, o fostă foarte toxică, trebuie să-și facă un pic de timp pentru sine ca să înțeleagă, de fapt, ce simte, ce vrea. Da, trebuie să iertați acest persoana toxică, trebuie iertată și să vă concentrați să analizați situația. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!